Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nehir, episodul 27. Bahar și Tariq se aliază pentru a împiedica pe Nehir și pe Nazim să se împace. Seara, Nehir și Tariq trebuie să participe la o cină de afaceri la un hotel și înainte de a pleca, Bahar îi pune somnifere în băutură lui Nehir. Când ajung acolo, Tariq insistă să servească și ia un pahar de vin. Din cauza medicamentelor, Nehir se comportă de parcă s-ar fi îmbătat. Bahar primește fotografii cu ea de la un amic și le arată lui Nazim, prefăcându-se îngrijorată pentru reputația familiei. Nazim pleacă imediat după Nehir. Între timp, Tariq o duce pe Nehir într-o cameră din hotel, ea adoarme, iar când ajunge Nazim, Tariq îl face să creadă că au petrecut seara împreună. Nazim este foarte supărat și gelos, se întoarce acasă și își cere scuze de la Bahar că a necăjit-o în ultimul timp fiind prea apropiat de Nehir. Bahar nu se oprește aici, ci îi spune lui Tariq să o ducă pe Nehir la spital, la medicul familiei, ca să îi facă analize. După aceea, Tariq o duce pe Nehir acasă. Următoarea zi, medicul o sună pe Bahar și îi spune că rezultatul analizelor indică faptul că Nehir s-a drogat. Când aude lucrul acesta, Nazim se hotărăște din nou să ia custodia lui Mert. Bahar îi spune că ea a deschis deja un proces pentru ca ea și Tulei să ia custodia, fiindcă el nu va putea. Tot atunci, Nehir primește înștiințare că au deschis procesul. Se duce la Bahar foarte furioasă și este șocată când află că Nazim o susține și că seara trecută el a găsit-o în camera de hotel cu Tariq. Nehir nu își amintește nimic din ce s-a întâmplat atunci. După aceea este chemată la secția de poliție fiindcă Bahar a mințit că l-a bătut pe Mert. Între timp, Meriem găsește în laptopul lui Zahra filmarea cu Tariq și Ibrahim îndropându-le pe Halil. Nu reușește să facă o copie, dar se duce la Bahar și îi spune că Tariq l-a ucis pe Halil. Bahar îi zice că nu poate să o ajute fără dovezi, iar Meriem se întoarce acasă și fiindcă nu găsește laptopul, este disperată că a pierdut dovada și îi spune lui Zahra că știe și că nu îi va lăsa nepedepsiți. Cele două se luptă pentru laptop, iar Meriem cade de la etaj și moare. Nehir îi povestește devastată lui Tariq că va pierde custodia copilului. Tariq nu știa că pentru asta l-a pus Bahar să o ducă la spital pentru analize și vrea să-i spună că i-a dat somnifere, însă nu poate fiindcă Bahar îl amenință spunându-i că a aflat că l-a ucis pe Halil. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.